Iar adolescenții australieni nu vor mai avea acces pe rețelele de socializare. Asta este decizia Parlamentului din Canberra, care după dezbaterea prinse a adoptat o lege pentru tinerii cu vârste sub 16 ani. Actul normativ urmează să intre în vigoare chiar din luna noiembrie anului viitor și prevede controle stricte asupra rețelelor de socializare. Senatul a aprobat legea care interzice rețelele sociale pentru tinerii sub 16 ani în cadrul ultimei ședințe acestui an. Legea a fost adoptată după luni de zile de dezbateri publice intense, și în final un proces parlamentar de numai o săptămână în care legea a fost propusă, dezbătută și aprobată. Companiile IT vor fi obligate să adopte măsurile necesare pentru a bloca accesul tinerilor la serviciile de social media, în cazul în care nu se vor conforma risca amenzi usturătoare care pot ajunge până la 3. 22 de milioane de dolari. Legea australiană, o premieră mondială de altfel, va permite și altor țări să ia măsuri similare, în contextul în care de acum înainte va exista un temei juridic pentru acest lucru. Este de altfel și cea mai dură măsură împotriva unei probleme tot mai acute. Alte țări au impus restricții, dar nu au luat măsuri împotriva companiilor care le-au încălcat. Cel mai probabil, noua măsură se va aplica în cazul principalelor platforme foarte populare în rândul tinerilor, însă lista rețelelor s-ar putea ta extinde în viitor. Printre susținătorii legii se numără și premierul Anthony Albanese. Acesta a subliniat că decizia este echivalentă cu un mesaj de susținere pentru părinți. Social media is doing harm to our children. And today as a direct result of our legislation passed through the parliament uh, yesterday through the Senate and confirmed in the House today, parents can have a different discussion with their young ones a different discussion that will result in better outcomes and less harm for young Australians platforms now have a social responsibility to ensure the safety of our kids is a priority for them în următoarea perioadă Australia va testa un sistem de verificare a vârstei utilizatorilor din mediul online acesta ar putea include verificarea datelor biometrice sau a documentelor de identitate